Dragii noștri, ne apropiem de sfârșitul unui an cu mari încercări. Tocmai de aceea, nu întâmplător, am ales acest loc din care să vă transmitem gândurile noastre în acest ajun de sărbătoare. Căci locul acesta reprezintă însăși esența sărbătorii. El, pruncul din această iesle, este darul cel mai de preț pe care l-am primit noi, oamenii, și de aceea facem și noi darul. Prin el mi s-a spus că suntem copii al lui Dumnezeu și de aceea această sărbătoare are în miezul ei familia. Iar pruncul și familia sfântă ne-au rămas de peste 2000 de ani un exemplu de speranță, dragoste și dăruire. Iată motive suficiente să vă privim pe voi, arădenii, ca pe o familie mare și un bun prilej de a îndemna pe fiecare ca bunătatea, dragostea și dăruirea din acest praznic să treacă și să rămână vie și permanentă și în anul care stă să înceapă. Vă dorim sărbători binecuvântate, un Crăciun fericit, multă, multă sănătate alături de familii și de cei dragi, un an nou cu bine, un an nou fericit, Doamne ajută să ne vedem cu bine! La mulți ani!